Am crescut din copilărie și până acum de toate. Am crescut melci pe care îi culegeam din cișmigiu, îi puneam într-un borcan de murături peste care puneam o folie de celofan, o găuream cu furculița și aduceam mercilor salată. După aceea am crescut licurici pe care îi puneam într-o geantă de plasă și mă bucuram seara că ei luminau și m-a învățat tata ce mănâncă licuricii. După o săptămână au murit, de inaniție, bineînțeles. Am crescut pești care pe vremea aia înghețau pentru că în casă era foarte frig și veleam acvariu cu un brâu de blană și la un moment dat țin minte că aveam unul auriu din ăla frumos cu coadă voluptoasă așa și pentru că eram pragul decesului, tata a venit cu ideea să-l resuscităm și l-am resuscitat cu curent electric cu firele de la Walkman. După care tata i-a făcut respirație gură la gură peștelui. A murit. Ulterior am adus în casă papagali, broaște țestoase. Am avut numai animale spectaculoase. Și finalul este că de 13 ani cresc un câine minunat care e sănătos și care în fiecare zi mă surprinde pentru că are o imaginație debordantă mult mai mare decât am crezut că mi-aș putea aduce în casă primind acest câine. Deci am tot felul de evenimente în viață legate de animale. N-aș putea să trăiesc fără vreun animal în casă.